trecem la rubrica voastră preferată și o reluăm de acolo de unde băieții care sunt hrăniți la sân și la 40 de ani de mami, da? Pornim de acolo, că de acolo s-au supărat ei rău de tot și că mami le gătește și foarte bine că te gătești, dar tu trebuie să dormi cu mami. Voi toți trebuie să dormiți cu mami. De ce pornesc de acolo? Pentru că coșmarul care nu se termină niciodată cu voi, fătălăilor, începe tocmai de când mami rămâne însărcinată. Și aici o să deschidem astăzi un capitol infinit, dar pe care noi o să-l întrerupem după, nu știu, sper eu, sub jumătate de oră, al femeii care rămâne însărcinată, care naște, care devine mamă. Această categorie de amețite este una aparte. Această sectă de femei care de vreo 15 ani încoace rămân însărcinate, nasc, sunt mame, cum n-au mai fost altele înaintea lor, care funcționează în aceste grupuri, în aceste forumuri de psihopate, 24 din 24, totul se face pe aceste forumuri, din care ele își dau cu părerea și își iau păreri și își dau și își fac și își drec, totul este în aceste forumuri și discuții de femei. Care au și dus, că mi-am și pierdut șirul, care au dus pur și simplu la crearea unei psihoze generale și unei stări complet anormale despre ceea ce înseamnă să fii mamă. Și o să încep cu o întrebare. Băi, amețitelor, vreau să știu și eu, voi de ce faceți, mă, copii? Bă, de ce faceți copii dacă este așa o dramă, bă, băiatul? Bă, dacă nu știți nici ce pamper să-i luați, bă, nu știți nimic, stați și vorbiți între voi orice. Dacă a făcut, bă, de ce faceți? Bă, fiți atent aici. Nu toate femeile sunt făcute să fie mame. Nu. Și unele dintre cele mai mișto femei sunt alea care înțeleg asta și nu fac copii. Copiii nu se fac, că trebuie, că așa e normal în societate, că se așteaptă părinții, că vrea el și ea nu vrea, că vrea ea și el nu vrea. Nu se fac că trebuie copiii, că de-aia este nenorocirea care este. Pentru că niște imbecile ca voi nasc. Voi nu trebuie să nașteți dacă pentru voi este un coșmar tot ceea ce se întâmplă din momentul în care rămâneți însărcinate până ați fătat și după și până murim și până ne dați nouă o societate plină de fătălăi și de imbecile, că voi le creșteți și voi îi creșteți. Astea sunt noile mame. Niște psihopate. Ok? Care trăiți efectiv în aceste demențe. Nu pot să le numesc secte, sunt, bă, sunt niște, bă, mi s-a fost nimic, mă. Vor a fost nimic, mă, față de voi. Nu există ca voi. Nu există ca voi. Amețita rămâne însărcinat. S-a terminat. Când a rămas însărcinat. Cu toată viața, cu ăla știe tot, ea are pofte, are gaze. Bă, tot are. Nu să mă epilează. Păi zice, păi n-ai voie. Cum faci sex? Păi n-ai voie să faci, că lovești copilul. Nebunelor! Nebunelor! Efectiv. Ăla trebuie să treacă cu voi. Ăla e grav și el. Ăla 9 luni e și el însărcinat. Cu voi. Stăm. Vedem. A apărut nu știu ce. Sună doctor.
Păi ginecologi? Păi ginecologi nu mai au viață, mă, cu voi. Nu mai au cum. Non-stop, ăla-i târât. Hai să vedem nu știu ce, hai să facem analiza nu știu care. Vine și el, v-am mai spus într-un alt verdict. Lăsați bărbații în pace. Ei nu sunt însărcinați. Ei nu trebuie să știe nimic, mă. Însărcinată ești tu, băi, fiți atent aici ce vă spun eu. Eu v-am spus, plecați când astea nu se mai epilează de noiembrie, mai veniți în iunie. V-am spus. Băi, m-am gândit la o soluție, mă, pentru ăștia care rămân astea gravide și începe jihadul. Bă, că rămân astea gravide. Ăla este momentul în care puteți să intrați, că am înțeles că sunt concedii de-astea, prenatal, natal, postnatal, whatever, natal, și pentru bărbați. Voi vă dați seama, mă, în ce am ajuns? Bă, voi vă dați seama unde am ajuns? Dar eu vă găsesc soluția perfectă, ca de obicei, și anume. Bă, când astea rămân gravide? S-a anunțat gravidenia, asta într-unii familia se aplaudă, ce e, încă nu știm, o să vedem. Oricum, toată familia participă, toată lumea caută nume, toată... Ca să scăpați de toată chestia asta, eu propun ca toți mafioții să se dea lege, bă, în secundă în care asta rămâne gravidă, fătălăul să fie luat în armat. 9 luni. Lasă-o pe ea, stă cu mami, cu imbecilele celelalte, cu alea de pe forumuri, că ea oricum nu mai e cu tine, bă, boule, ea nu mai e cu tine, ea e cu alea de pe forumuri. Ia cu aia, cu aia. Deci s-a terminat viața în cuplu, s-a terminat în secunda în care ea a rămas însărcinată, s-a terminat. Ea trăiește cu alea. Iar mai e cu tine. E gata, s-a format secta, s-a terminat, ea face parte din sect. A venit bivolarul, le-a luat pe toate. It's ok, ele se predau. În secunda în care a rămas, a treia zi s-au predat. Gata. Tu ai plecat în armată, mă. Se dea lege. Bă, fătălăilor, fiți atenți aici. A rămas aia gravidă? Că așa nici nu mai rămân gravide, înțelegi? Că le-i fric, pleacă ăsta. Gata. Pă tine stai în armată, bă, băiatul. Te întorci bărbat, nici nu mai halești după aia, îți dai seama, ai scăpat 9 luni de zile de teroarea cu au, bau, mi-e poftă, du-te, 2 dimineața, du-te și eu nu știu ce, băi, nu-i rușine, mă, pot să mă mișc? Sunt la așa că am amorțit și vreau să mă mișc și nu mă las să mă mișc, îmi pun așa piciorul, așa, am amorțit. Auziți, mă? Deci, bă, băiatule, nu, ce, că m-am mișcat? Nu contează. E bine? Nu-ți convine piciorul meu? De ce? N-am ce să fac. Nu mai pot, mă mut mai încolo. Așa. Suntem pe YouTube, ok, putem să ne dezbrăcăm pielea gură pe aici. Așa. Toată perioada asta în care ele vă trimit, du-te, am pofte, am... Cu asta cu poftele, hai să vă spun și că am fost și un sărcinat. Tu e o aberație. E o aberație, adică asta cu ele care au pofte și isterii și etc. Eu vă spun ca să știți de la dănuță, e o bătaie de joc pe care o aplică ele cu voi. Corecți se numește. Pregătire pentru ce urmează. Pregătire pentru momentul în care ea, fată. Ea, fată, vrea să-i fie alături. Dacă tot ai fost la ginecolog și ai văzut de 100 de ori cum ăla-i bagă ceva ca să se uite intern, nu este nicio problemă să vezi cum ea se face cât găleata și iese plodul. Este mișto, adică după aia îți dai seama, adică ce mai contează după ce ai fost și ai luat tampoane, că vezi că aia se dilată 20 de centimetri și iese plodul și tu filmezi. Sunt unii care filmează ce cauți acolo. Nu mai există nimic după asta. Credeți-mă pe mine pe cuvânt, ăia sunt bolnavi pentru care mai există ceva după asta. Chimic, fizic între cele două persoane. Bă, fiți atente aici, nesimțitelor. Transhumanța asta pe care treceți voi, bine, treceți încât ești imbecil. Și la care el trebuie să fie părtaș, că și el a făcut. Asta este la propriu unul dintre motivele principale pentru care relația moare. Ok? Voi sunteți femei, trebuie să nașteți. Așa e lumea făcută, să nască femeia. Să alăpteze femeia dacă vrea sau nu. Că și aici este o întreagă discuție. Ăștia din ziua de azi știu și văd cu ochiul. Ea alăptează. Ea nu alăptează ea copilul. Toată familia alăptează copilul. Și el alăptează. Și forumurile alăptează. Toată țara alăptează deodată.
În public, nu contează. Femeia e liberă. Ce dacă copilului e foame? În primul rând, dacă copilului e foame, te retragi într-un loc frumos, îi pui ceva peste cap. Nu, în public, nu contează. Așa, unde? Pe câmp? Unde se alăptează în public, cum ziceți voi, la liber? Unde? Nu mă interesează niciun exemplu de nimic. Este de prost gust, este o nesimțire, este o prostie, nu este nimic. Nu alăptezi un, doi în public. El știe când te mulci, cum te mulci, mă doare sân. Care sân, mă? Bă, știți, mă, ce sunt sânii pentru bărbați? Bă, voi știți ce sunt sânii, mă, pentru bărbați? Sfârcurile, știți ce sunt pentru bărbați? Credeți că sunt niște biberoane? Credeți că sunt niște chestii din care efectiv se trage, să mulge, să nu știu ce ești? El vede asta și asta credeți că înseamnă feminitate, femeie, etc. Da, da, este superb, este superbă conexiunea, etc. Ok, dar nu cu el toți împreună. El e bărbat, că de-aia el e bărbat, că dacă nu lăpta el, el te lăptează doar pe tine. Mă rog. El e bărbat, el face alte lucruri. Lasă-l să fie, lăsați-l nebunelor să fie bărbat. Lăsați-l să fie bărbat. Nu trebuie să știe de lucrurile astea. Tu ești o femeie frumoasă, împlinită, Doamne ajută, foarte bine, bravo, bine că alăptești și poți și etc. Că și asta cu alăptatul este o demență. Nu mai haliți așa ceva. Dacă n-alăptezi, copilul nu știu ce. Nu, alăptezi tot pentru că vrei tu sau nu vrei tu. Teoriile prin care copiii care nu sunt alăptați la sân nu mai sunt sănătoși sau sistemul imunitar e pilaf, haide să vă spun. Eu vă dau un exemplu și nu, ca mine mai sunt, cunosc N și exemple care au luat și care. Eu nu am alăptat, am avut gemeni. N-am vrut, normal. Doi erau o corvoadă pentru că oricum n-ajungea, trebuia să pui și lapte praf și dragi, laci, o întreagă teorie care nu și-are sensul și nici nu vreau să o dezvolt acum că n-am timp, că mă atâta să vă spun astăzi, că mă rog. Copiii mei nu au fost răciți niciodată până la 2 ani. Deci lăpticul ăla pe care le-am dat eu, praf, umana, cred că a fost bun. Da? Deci n-au fost. Până la 2 ani niciodată răcite și nici după aceea nu au avut nicio bol. Bine, știți, eu, ignorând curentul imbeciloid, cretinopat, al acestor răsărite de până canale, nu știu de unde, care nu mai vaccinează copiii, mi-am vaccinat copiii normal, pe schema normală de vaccinare până la 6 ani, că după aia alegi, și eu am ales, să nu-ți mai vaccinezi copiii cu cai verzi pe pereți, ok, bă, dar tu nu ai cum să nu-i faci schema. Copiii mei nu au luat nici măcar, sau poate au luat de vreo 2-3 ori că le durea căpuță, Nurofen în viața lor. Ok, eu le tratez homeopatic, doesn't matter. Eu vă spun că le-am făcut vaccinul. Bă, terminați cu demența, dementelor. Și mamele vegane care le dau copiilor mici lapte de soia și etc. și moră aia pe capete. Istericilor, pentru că citiți toate aberațiile peste tot, toate cretinismele. Asta se întâmplă cu voi. După ce arătați doar la mulgătoarea, eu sunt o vacă care mă mulg, uite, cu pompele, se instalează demența în familie. Mama și cu copilul devin ceva separat de el, se și doarme separat, by the way, în majoritatea cazurilor. Ea doarme separat cu copilul și el este lăsat de izbeliște, adică eu vă spun, voi sunteți eliberați și nu știți. Voi sunteți eliberați, mă. Voi sunteți eliberați. Ele vă eliberează. Ele vă eliberează după ce... Adică voi chiar puteți să plecați. Adică voi nu știți că ea v-a eliberat. Ea doarme în altă parte. Cu copilul. Măi, nesimțitelor, există aparate. Păi când am născut din jur erau. Erau unul care abia se auzea, whatever. Acum există de-l vede pe ăla, copilul. Și când se... Nu știu, că firicelul de părt în asta, îl pui frumos până tu dormi cu bărbatul tău în pat. Animalo. Dormi cu bărbatul tău în pat. Frumos. Spălată, aranjată, în pat cu el dormi și cu aparatul aici. Au răcăit, te-ai dus. Nu au răcăit, s-a dus. El trebuie să lucreze, să meargă la servici, ai înțeles? 9 to 5, că tu trebuie să stai acasă, să crești, cu asta e singura ta ocupație. Ăla când vine de la birou te găsește fleașcă obosit. De ce e obosit, mă? Că ai stat cu copilul? Păi asta este treaba ta, să stai cu copilul. Adică treaba ta este să obosești că stai cu copilul
Și a lui e să nu oboseze că a fost la serviciu sau cum? Și le-i de nou, cum a venit. Nu e, sunteți doar nesimțite și vă încurajați pe forumurile alea. În continuu, în continuu, în continuu, vă țineți sonul. Ați creat această demență. Da, și dacă am timp spun și asta. Că în momentul în care faci copii, și asta înseamnă organizarea asta de familie, el se duce la birou, aduce ce are de adus, tu stai acasă cu copilul, că și așa e cel mai bine și de-aia există și acest concediu și etc. De prim 2 ani, mi se pare mic, dar nu contează, e scurt. Dar tocmai de-aia, pentru că o mamă care într-adevăr vrea să fie mamă și o carieră nu se pot face în același timp. Nu contează ce vă spune nimeni. Nu există asta. Una dintre cele două sunt neglijate, de obicei copilul. Ok? Deci ăla vine acasă. Toate imbecilele, la sfârșit de săptămână, eu am stat cu copilul toată săptămâna, în weekend stai tu. Păi de ce să stai el în weekend? Că l-a muncit și ăla 5 zile. Vine acasă să se odihnească, să ducă și el la... Nu contează, eu am... adică cum ar veni, tu te-ai sacrificat săptămâna aia. Pentru tine totul e o corvoadă. Bă, dacă e o corvoadă să faceți copii, de ce faceți copii? De ce le faceți? Stați în toate castele astea, vorbiți numai... Băi, ele numai... Adică copilul în primul rând nici nu există, mă, pentru voi. Exprimarea voastră despre copii este împreună. Mi-a mâncat. Am făcut căcuț. Cine, mă, am făcut? Ai făcut și tu căcuț? Sau că nu înțeleg cine a făcut căcuț? Cine a făcut căcuț? Am făcut căcuț, mi-a mâncat, nu mi-a luat morcovel, al tău a luat morcovel. Mămicilor, voi ce ziceți? Al tău a regurgitat? N-a regurgitat? Bă, dacă aveți nevoie de atâta ajutor de la toată secta de celelalte amețite, de ce faceți copii? Instinctul matern este cel care are răspunsuri la toate întrebările. Instinctul matern. E normal, o mai întrebă maică-ta, o chestie, două, dar în rest, cum să vă spun, sunteți doar niște psihopate. Mamele noastre, bunicii noastre, fierbeau Pampers-ul, voi n-aveți nimic, mă, de făcut. Copilul să cacă, mănâncă, face două, trei, pac, pac, pac și atât. Nimic n-aveți de făcut. Aveți Pampers, aveți toate aparatele, toate cremele din lume. Înainte copiii s-ardeau la funduleț. Mamele fierbeau fașele alea ce erau de 50 de ori pe zi. N-auzei una să se plângă. Am întrebat și pe mine, mamă, cum făceai, băi, cum făceai, că astea din ziua nu mai poți să facă nimic. Mamă, mă rog, nu contează, a fost contextul așa natural, că noi am plecat foarte bine din țară, dar... Și m-am zis, bă, când am văzut Pampers-ul, mamă, am crezut că este ăla care l-a inventat, e mai tare decât ăla care a inventat becul. Pentru că, într-adevăr, mamele înainte chiar, într-adevăr, făceau un efort imens. Voi nu faceți niciunul. Adică, pe bune, ce înseamnă, mă, care-i drama să fii mamă? Care este? Sunteți cele care treceți de la tânguiala asta cu mi-a mâncat, mi-a băut, mi-a... Păi toți copiii beau și mănâncă la fel, mă? Păi nu vedeți că nu gândiți deloc, mă? Copilul ăla face nu știu ce, fac și eu, aia a făcut nu știu ce, fac și eu. Nu, sunteți doar imbecile. Treceți de la asta la telefon și la iPad. Ce făceau mama mele înainte să existe iPad și iPhone cu copilul? Că acum știu ce fac. Cum? Copilul este pus în fața iPad-ului și iPad-ului 3 luni. Și ați terminat. Și cu creșterea și cu educația, voi aceste perfecționiste care nu mai știți de unde să luați sfaturi și să vă adunați și etc. Ce faceți? Aveți un iPad de la 3 luni. Care e marele efort? Ăla stă, salahor pe acolo pe unde munci. Voi stați acasă frumos, 80% din timp pe forum, tu nu-ți crești copilul, tu stai pe forumurile de mămici cu celelalte imbecile. Atât faci. Tu nu faci nimic. Și îl terorizezi pe fraier. Atât faceți. Ok? Atât. Vă luați copiii la sub braț, plecați cu ei la restaurant. Da. Unde îi puneți pe iPad. Toată această chestie cu being a mom este doar despre voi. Copilul este raportat doar la cum vă simțiți voi în raport cu copilul, nu cum este copilul în sine. Copiii toți sunt diferiți, mă, sunt unici.
Așa și cum am ca voi, imbecile. Sunt unici. Voi sunteți aceleași care, după ce îi creșteți atât de perfect cu mâncarea și cu ce mai trebuie să facă el și cu ce de la curs și cu etc. și mergeți în parc și... În parc n-auzi altceva decât. Tu mai vezi alt copil care face la fel? Ne facem de râs. Dacă te mai murdărești o singură dată, nu mai pupi parc. Te calc în picioare. Nimeni nu e ca tine. Tu nu vezi că ceilalți copii nu s-au murdărit? Nu te urca, nu pune mâna, nu mâncăm înghețată că răcim, nu facem aia, nu facem aia, tu l-ai văzut pe celălalt? Totdeauna, de ce plângi? De... Repede, ce faceți copii? Că nu înțeleg. De ce faceți copii? Copiii ajung niște terorizați, de la vârstele de 3, 4, 5 ani sunt dați la toate sporturile. Toți copiii trebuie să facă fotbaliști. Nu toți sunt Messi. Nu-i mai împingeți. Toate fetele trebuie să facă balet. Dar poate vrea să facă karate. Și ăla care vrea să facă karate poate vrea să facă balet. Nu gândiți nimic. Ei sunt doar ceea ce voi n-ați putut să fiți. Sunteți niște limitate. Sunteți niște imbecile. Voi nu meritați să fiți mame. Deloc. Copilul nu e ceea ce tu nu ai putut să fii. Copilul e unic, e el, s-a născut să fie ce simte el să fie. Tu doar trebuie să-l încurajezi să fie undeva acolo în spate, să-l încurajezi. Atât. Voi n-ați făcut tot ceea ce înseamnă nașterea, tot ceea ce înseamnă acest proces, acest calvar de a fi mamă, e foarte greu, foarte greu. Este doar o, cum să vă spun, pentru voi este doar încă un instrument de a-i teroriza pe fătălăi ăștia. Băi, le știți pe imbecilele alea, mă, care îi sună pe aia. Bă, la ieșire, într-o întâlnire, unde o fi? Nu contează, la meci. Nici contează că e într-o întâlnire. Și el sună că, știi ce? Ăla micul nu adorme fără tati, mă. Aol! Cum nu adorme fără tati? Trebuie să-l audă pe tati, altfel nu adorme. Nu, asta e băgat tu în cap ca să-i dai teroare lui ăla. Nu există așa ceva. Astea sunt toate metodele și toate instrumentele pe care voi le folosiți ca și ăla să fie părtaș la ceea ce se numește motherhood. Da? Eu n-am mai auzit, mă rog, nu discut despre copii. Chestia asta, vorbim numai despre copii, ori vorbim despre copii. Te stâmpiți, mă? De ce vorbiți, mă, numai despre copii? Toată lumea are copii, ok? Nu trebuie să vorbim despre... Se vorbește numai despre... Ai născut, gata, nu se mai vorbește altceva. Doar despre copii. Este plină lumea de aceste nebune care dacă ați mai pomenit așa ceva, dacă n-adorme copilul, facture cu copilul în mașină, până... el doar așa adorme în scaunul de la mașină. Așa adorme el, numai în scaunul de la mașină. Păi pentru că tu ești o handicapată, de-aia. Tu ești o handicapată și copilul ți adorme doar în scaunul de la mașină. Voi cum ați făcut să scăpăm copilul de Suzy? Ce, mă? Asta e întrebare, mă? De femeie? Normală? La cap? Cum adică, mă? Cum ați făcut să scăpăm de Suzy? Voi cum ați reușit să-i dați să mănânce? Nu știu, păi nu-i place. Poate ăla vrea Suzy încă. Vezi că sunteți unele care lăptați până la 2 ani. Pleacă copilul la liceu, îi mai dai ceva seara înainte de culcare, îi mai dai un pic, că mai ai. Totul este exagerat, totul. Totul este o tâmpenie. Băi, monștrilor cu 7 capete. Bă, femeile își luau copilul la sub braț. De când lumea se întâmplă asta și plecau la câmp, bă, băiatul. La 5 zile după ce au născut, la 10 zile. Copilul stătea, cred că și acum se întâmplă la fel, stătea sub căruță copilul în copaia aia lui și femeia era la câmp și se oprea când o răcăia copilul și la lăptaș, după aia îl culca la loc. Voi rușine, bă, de nesimțite ce sunteți. Voi acum stați și vă mirosiți una alteia imbecilitățile pe forumuri. Asta credeți voi că înseamnă să fim... Păi la voi, cel mai important, unul cel mai importante lucruri, mă, din motherhood, e ședința foto cu plozii, mă, și cu ăla, cu amărâtul ăla, care oricum e, s-a terminat. Viața lui s-a terminat, mă.
Voi când ați născut, viața lui fraierul ăla terminam. Nu mai există el. Ok? Asta este unul dintre highlight-urile acestei perioade a voastre, este să faceți ședința foto aia în care sunteți toți zâmbitori în alb și pozați în marea familie fericită. Care familie fericită, mă, că vă dormiți separat? Care familie fericită? Care familie fericită că n-ați mai văzut-o de 6 luni? O vezi toată la 6 luni și el și ea și întrebarea finală este de ce a plecat el? La ce să stea el? La ce să stea? La ce să stea, mă, el? La mulți? La ce să stea? Ce oferiți voi? Eu vreau să știu. Ce? În afară de văicăreală, au mădoare, nu mi s-a făcut, am vergeturi. Ce pila, mă, luxus. Luxul. Ele n-au timp să se mai îngrijească pentru că au copil. Păi și când dorme copilul, ce faceți? Ce faceți, mă? Nu, cum dormeau? Amândouă, imediat, făceam ceva. Cum adică? N-aveți timp. De ce mințiți, mă, că n-aveți timp? Nesimțitelor. Cum n-aveți timp? Și ăia halesc. N-au timp. Nu, ești retarzi. Că au fost crescute de mâine ca voi. De care, culmea, voi acum vă plângeți. La mamele lor, care au crescut la fel cum vă creșteți voi copiii. Este simplu. Voi vă plângeți de ăia crescuți fix cum vă creșteți voi copiii de alte mame. Păi bă, când dorme copilul, vă spun eu ce faceți. Gătiți. Vă spălați. Băgați lama în boschet. 5 minute. Pam, 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 pam. Băgați mașina de iarbă la boschet. Așa. Vă spălați pe păr. Vă faceți manicura singură acasă, nu trebuie. Nu mai am timp să merg la salon. Așa, și dacă eu nu merg la salon, n-am unghiile făcute, curățate? Și la mâini și la picioare? De ce? A venit sfârșitul lumii? Ce se întâmplă? De ce vă transformați? Ce se întâmplă, mă? Când ai devenit mamă? Vreau să sar pur și simplu, să bage doar grafica la stilul ești tu, pentru că trebuia să vorbim despre două vedete și nu o să mai vorbesc pentru că